Începe așa documentarul, îți prezintă ursul cu copii, cu, deci ursoaica cu trei ursuleți mici, da? Și ei se plimbă pe acolo și sunt tot drăguți și se plimbă și se plimbă pe acolo și sunt toți mega drăguți. Acum trebuie să se ducă să caute de mâncare pentru că n-au mâncat 4 luni. Știi ce eram? Oai, cu ai 4 luni să nu mânci. Îi o treabă. Și ca să mânânce, să supraviețuiască, trebuie să vâneze o focă. Și pe aceea schimbă cadrul și îți prezintă foca cu copiii. Și-și du-te în morții, mă, tipa, acum empatizezi și cu foca și cu ăsta. Care pula mea, nu se poate să găsim o cale de mijloc? Deci, acum ursul polar nu mai are putere să vâneze foca, că și foca aia, două morții, mă, cu piele groasă, de nou cu poate vâna, cu dinții, și stătea și o mușca de spate și n-avea putere ursul, știi? Și foca, hap, 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 și-o plecat în apă. Ursul acesta o să moară și la încoaie, împușcă foca în pula mea să mânce, ești acolo, ești bolnav la cap, împușcă-o și dă-i de mâncare. Sau aruncă-i mâncare, că aveți, nu, la voi. Aveți la voi, sigur că n-ați venit cu mâna în cur, în pula mea și ăla. Acum acest urs o să moară de foame. Și era muie, dă-i de mâncare la urs.